Pășeam furios pe sufelinare, mă cuprinseseră o furie și o tristețe de moarte. Ah, cât de deprimantă, cât de rușinoasă, cât de fatală fusese ziua aceea, începând chiar de dimineață și până seara, de la cimitir până la scena de la profesor. Și pentru ce asta? De ce? Mai avea sens să te împovărezi cu astfel de zile, să te înfrupți din asemenea tainuri? Nu, niciunul. Așa că la noapte voi pune capăt acestei comedii. Hai acasă, Harry, și taie-ți pe regata. Ai așteptat destul. Am hoinărit pe străzi încoace și încolo, purtând mizeria în suflet. Firește, fusese o prostie din partea mea să scuip pe podoaba din salonul acelor oameni buni. A fost o prostie și o obrăznicie, dar pur și simplu n-avusesem încotro. Nu mai puteam suporta viața asta domestică, mincinoasă, cum se cade. Iar acum, de vreme ce se părea că nu mai pot să-mi suport nici singurătatea, de vreme ce uram propria mea societate de care eram scârbit, de vreme ce mă zbăteam în golul propriului iad, fiind gata-gata să mă sufoc, îmi mai rămăsese oare vreo cale de scăpare? Nu mai rămăsese niciuna. O tată, o mamă, o foc sfânt și îndepărtat al tinereții mele, o voi mii de bucurii, de munci și de țeluri ale vieții mele, nu mai rămăsese nimic din toate acestea, nici măcar regretul, ci numai scârba și durerea. Aveam impresia că simpla obligație de a trăi nu-mi provocase niciodată o durere atât de mare ca în clipele acelea. Am adăstat pentru un moment într-o crâșmă de mahala, am băut o apă și un coniac, apoi am plecat mai departe, mânat de la spate de diavol. Am străbătut străduțele întortocheate în pantă din cartierul vechi al orașului, am suit și am coborât pe alei, am luat-o de-a curmezișul prin piața din fața gării. Trebuie să plec într-o călătorie, îmi spuneam. M-am dus la gară să mă holbez la mersul trenurilor care atârna pe perete, am băut puțin vin și am încercat să-mi adun mințile. Începusem să văd din ce în ce mai aproape, din ce în ce mai limpede spectrul de care mi-era teamă. Spectrul acela era reîntoarcerea mea acasă, reîntoarcerea în camera mea, înfruntarea calmă a deznădejdii. N-aș fi scăpat, chiar dacă m-aș fi plimbat ore în șir, nici de reîntoarcerea la ușa mea, la masa cu cărți, la divanul deasupra căruia atârna fotografia iubitei mele, nici de clipa când trebuia să iau briciul și să-mi tai beregata. Această imagine mi se contura în minte cu o claritate crescândă și cu aceeași claritate crescândă, cu toate că inima îmi bătea nebunește, simțeam cum mă cuprinde spaima spaimelor, frica de moarte. Da, îmi era îngrozitor de frică de moarte, deși nu întrezăream nicio altă scăpare, deși mă asaltau scârba, suferința și deznădejdea, deși nimic nu mă mai putea captiva, nu mai putea trezi bucuria sau speranța, mă îngrozea nespus de mult propria execuție, tăietura aceea rece, brăzdată în propria carne. Nu întrezăream nicio cale să scap de tot ceea ce îmi provoca teamă. Dacă lașitate ar fi să înving azi în lupta cu disperarea, atunci disperarea îmi va ieși din nou în cale mâine sau în oricare altă zi, consolidată de disprețul față de mine însumi. Voi lua de atâtea ori cuțitul în mână și îl voi pune din nou deoparte, până când odată și odată tot am să o fac. Poate că era totuși mai bine să o fac chiar astăzi. Încercam să-mi fac curaj mie însumi ca unui copil înspăimântat, dar copilul nu mă asculta. O lua la goană, vrând să trăiască. Colindam mai departe prin oraș, tremurând, ocolind de la distanță locuința mea, gândindu-mă mereu la întoarcerea acasă și mereu amânând-o. Mai intram câte puțin printr-o crâșmă sau alta, cât să beau un pahar sau două, pe urmă ceva mă mâna mai departe. Făceam ocoluri mari în jurul punctului de destinație, în jurul briciului, în jurul morții. Din când în când, mor de oboseală, ședeam pe o bancă, pe marginea unei fântâni, pe o bornă, ascultându-mi bătăile inimii, ștergându-mi sudoarea de pe frunte, apoi plecam mai departe, cuprins de o frică mortală, cuprins de o înflăcărată dorință de a trăi.
Așa am nimerit în toiul nopții într-un cartier mărginaș ce nu mi-era familiar. Înaintea unui local, în dărătul ferestrelor, răsuna puternic o muzică de dans. Înainte de a intra, am citit pe firma veche de deasupra ușii, La Vulturul Negru. Înăuntru, petrecerea era în toi. Oamenii se vânzoleau gălăgioși în fum, în iz de vin, se auzeau strigăte. În salonul din spate se dansa, căci de acolo se revărsa cu furie muzica de dans. M-am oprit în salonul din față, unde se aflau o mulțime de oameni simpli, îmbrăcați sărăcăcios, pe când dincolo, în sala de bal, se zăreau și unele apariții mai elegante. Împins în îmbulzeală prin încăpere, m-am trezit lângă bufet, la o masă unde ședea pe o bancă de lângă perete o fată palidă, drăguță, într-o rochiță de bal subțire cu decolteu larg și cu o floare ofilită în păr. Când m-am apropiat de ea, fata s-a uitat la mine atentă și prietenoasă și s-a dat zâmbind mai la o parte, făcându-mi loc. Se poate? Am întrebat-o eu și m-am așezat lângă ea. Desigur, se poate, spuse ea. Cine ești tu? Mulțumesc, am spus. Mi-e imposibil să mă duc acasă. Mi-e imposibil, imposibil. Vreau să rămân aici cu dumneavoastră, dacă mă îngăduiți. Nu, nu pot să mă duc acasă. A dat din cap în semn că mă înțelege și, în vreme ce ea dădea din cap, eu priveam la cârlionții care cădeau de pe frunte pe lângă ureche, băgând de seamă că floarea aceea ofilită era o camelie. Dincolo, muzica răsuna surzitor, chelnerițele îți strigau în fugă comenzile la bar. Atunci rămâi aici, spuse ea cu o voce care mă unse la inimă. Dar de ce nu te poți întoarce acasă? Nu pot. Acasă mă așteaptă ceva. Nu pot. E prea îngrozitor. Atunci n-are decât să te aștepte mult și bine. Tu rămâi aici. Hai, mai întâi ștergeți ochelarii, că abia de mai poți vedea ceva. Așa, dă-mi batista. Ce vrei să bem? Vin de Burgundia? Îmi șterse ochelarii. Abia acum o vedeam bine. Chipul palid cu trăsături limpezi, gura dată cu ruj roșu sângeriu, ochii luminoși căprui, fruntea netedă, rece, un cârlion scurt bine arcuit lângă ureche. Se ocupă de mine cu bunătate și cu un strop de ironie, comandă vin, ciocni cu mine și în clipa aceea am sărit pantofii. Dumnezeule, dar de unde vii? Arăți de parcă ai făcut drumul de la Paris până aici pe jos. Nu se vine la un bal în halul ăsta. Am răspuns cu da și cu nu, râzând puțin, lăsându-o să vorbească. Îmi plăcea foarte mult, lucru care mă umplea de uimire, pentru că până acum mă ferisem de fete atât de tinere, tratându-le mai degrabă cu neîncredere. Iar ea se purta cu mine în tocmai cum trebuia, așa încât să mă simt bine. Ah, și de atunci încoace, tot așa s-a purtat cu mine, clipă de clipă. Mă trata cu blândețe, întocmai cum simțeam nevoia, dar și cu ironie, tot cum simțeam nevoia. Comandă un sandwich și îmi porunci să-l mănânc. Îmi turnă în pahar și îmi spuse să bea o înghițitură, dar fără să mă grăbesc. Pe urmă mă lăudă pentru supușenia mea. Ce cu minte ești, zise ea, încurajându-mă. Nu faci greutăți nimănui. Poți să pun rămășa că a trecut multă vreme de când a trebuit să asculți pentru ultima oară de cineva, nu-i așa? Da, ați câștigat rămășagul. De unde știați? Mare scofală! Supușenia este la fel cu mâncatul și băutul. Cine le-a dus lipsa multă vreme, le apreciază așa cum trebuie. Nu-i așa că mă asculți cu plăcere? Cu mare plăcere! Dumneavoastră știți de toate! Tu te dezvălui cu ușurință. Aș putea, prietene, să-ți spun chiar și ce te așteaptă acasă și de ce te temi tu atât. Dar știi și tu lucrul ăsta. Nu mai are rost să vorbim despre așa ceva, nu? Ai ureli. Omul ori se spânzură, ei bine, atunci se spânzură și gata, însă numai când are motiv să o facă, ori continuă să trăiască și atunci nu-i rămâne altceva de făcut decât să-și dea silința să trăiască. Nimic mai simplu. O, am strigat eu, măcar de-ar fi atât de simplu.
Pe Dumnezeul meu, mi-am dat toată silința să trăiesc, dar nu m-a ajutat cu nimic. S-ar putea să fie dificil să te spânzuri, nu știu, dar să trăiești este mult, mult mai greu. Numai Dumnezeu știe cât este de greu. Ei, ba, o să vezi că îi copilărește de ușor. Începutul l-am și făcut, ți-ai șters ochelarii, ai mâncat, ai băut. Iar acum ne vom duce să dau puțin cu peria pe pantalon și pe pantofi, că tare mai trebuie curățați. Apoi să dansezi cu mine un shimmy. Vedeți? Am exclamat eu, agitat. Iată, am avut dreptate. Nimic nu-mi produce mai multă întristare decât neputința de a executa un ordin de al dumneavoastră. Pe acesta însă nu-l pot îndeplini. Nu știu să dansez și nici val sau polcă sau cum s-or mai fi chemând. N-am învățat în viața mea să dansez, așa că, vedeți, dumneavoastră, nu-i chiar atât de simplu cum credeți. Fata schiță un zâmbet cu buzele ei de un roșu sângeriu, scuturându-și capul îndrăzneț cu părul tuns băiețește. Uitându-mă la ea, am avut impresia că seamănă cu Rosa Chrysler. Prima fată de care mă îndrăgostisem pe vremea când eram un băiețandru, numai că aceea avea pielea smeadă și părul negru. Nu știam de cine mi-amintea fata aceasta necunoscută. Știam doar că trebuia să fie vorba de ceva din fragedă tinerețe, de pe vremea când eram un băiețandru. Încet, exclamă ea, încet! Așadar, nu știi să dansezi? Deloc? Nu știi nici măcar un one step? Ei, Dumnezeule, și mai pretinzi că ți-ai dat toată silința să trăiești. N-ai spus decât brașoave, băiete, la vârsta ta n-ar trebui să te mai ascunzi după deget? Chiar așa, cum poți să nu spui că ți-ai dat toată silința să trăiești când nu vrei nici măcar să dansezi? Bine, dar nu pot. N-am învățat niciodată. Ea râse. Dar să citești și să scrii ai învățat. Nu-i așa, ai învățat să socotești și probabil și latină și franceză și tot soiul de lucruri de genul ăsta. Pun rămășa cu tine că ți-ai tocit coatele 10 sau 12 ani pe băncile școlilor. Ba chiar că ai fost și prin facultăți, poate că ai și titlul de doctor și cunoști până și chineza sau spaniola. Ori n-am dreptate? Deci așa e. În schimb, n-ai fost în stare să faci rost de puțin timp și nici că ai vabănuț pentru câteva ore de dans. Asta-i bună. Părinții mei sunt de vină, m-am justificat eu. Eu m-au pus să învăț latina și greaca și toate lucrurile de felul ăsta. Dar să dansez nu m-au pus. La noi nu era moda, nici părinții mei nu au dansat niciodată. Mă privea cu multă răceală, disprețuitoare, iar chipul ei parcă îmi spunea din nou ceva ce mi-amintea de frageda mea tinerețe. Așa, deci părinții tăi or fi de vină. I-a întrebat cumva și dacă îți dau voie să mergi în seara asta la Vulturul Negru? I-a întrebat? Ce spui, au murit de mult? Ce mai vrei? N-ai vrut să înveți să dansezi în tinerețe din cauza că erai prea ascultător, asta o mai înțeleg. Cu toate că nu prea cred eu că pe vremea aceea erai chiar un copil model. Dar, pe urmă, ce naiba ai făcut în toți acești ani? Ah, am mărturisit eu, nici nu mai știu. Am studiat, am făcut muzică, am citit cărți, am scris cărți, am călătorit. Ciudate idei mai ai și tu despre viață. Așadar, ai făcut întotdeauna niște lucruri dificile și complicate, iar pe cele simple nu le-ai învățat deloc. N-ai avut timp. N-ai avut chef. Ei, dar ce mă privesc pe mine toate astea, că, slavă Domnului, eu nu sunt maică ta. Dar să te porți în așa fel încât să lași impresia că ai gustat viața și nu ai găsit niciun farmec, asta nu e cu putință. Nu mă dojeniți și dumneavoastră, am rugat-o eu. Știu deja că sunt nebun. Da, de unde nu-mi spune mie baliverne dintre astea, nu ești nebun deloc, domnule profesor, ba chiar mi se pare că ești prea puțin nebun. Mi se pare că ești deștept, dar într-un chip prostesc, exact în stilul unui profesor. Hai, mai mănâncă un sandwich, după aceea ai să-mi povestești mai departe. Îmi mai comandă un sandwich, puse puțină sare pe el, pe urmă puțin muștar. Își tăie și ea o bucățică, pe urmă mă îndemnă să mănânc.
a mâncat. Aș fi făcut orice, ar fi vrut ea orice, în afară de a dansa. Mă simțeam enorm de bine ascultând pe cineva, stând alături de cineva care să mă asalteze cu întrebări, să-mi poruncească, să mă dojenească. Dacă profesorul și soția lui ar fi făcut acest lucru acum câteva ore, aș fi scăpat de multe suferințe. Dar era mai bine așa, căci altfel n-aș fi avut decât de pierdut. De fapt, cum te cheamă? M-a întrebat ea dintr-o dată. Harry. Harry? Ăsta-i nume de băiețandru. Iar tu, Harry, tu nu ești decât un băiețandru în ciuda faptului că împărții s-au ivit câteva șuvițe albe. Ești un băiețandru și ai nevoie de cineva care să se îngrijească nițeluș de tine. De dans nu mai zic nimic. Dar uite-te cum ești tuns. N-ai nevastă? N-ai nici bovnică? Nu, nu mai am nevastă. Ne-am despărțit. Iar ibovnica mea nu locuiește aici, o văd rare ori, nu ne înțelegem prea bine. Ea fluieră ușor printre dinți. Se pare că ești un om cam dificil, de vreme ce niciuna nu rămâne cu tine. Dar acum să-mi spui ce lucru deosebit s-a întâmplat în seara asta, de a alergi așa ca o stafie prin lume? Vreun scandal? Ai pierdut bani la joc? Îmi venea tare greu să răspund. Vedeți, m-am pornit eu, de fapt nu s-a întâmplat decât un fleac. Am fost invitat la un profesor. Eu însumi nu sunt încă așa ceva și de fapt n-ar fi trebuit să mă duc la el. Nu mai sunt obișnuit să pierd timpul pe la diversi oameni pălăvrăgind. M-am dezobișnuit să mai fac așa ceva. Încă din clipa în care am pășit în casa lui, am avut sentimentul că n-o să meargă bine. Când îmi puneam pălăria la cuier, mă și gândeam că în curând voi avea iar nevoie de ea. Da, și la acest profesor pe masă se afla un tablou. Un tablou idiot care m-a făcut să mă supăr. Ce fel de tablou? Și de ce te-a supărat? Mă întrerupse ea. Da, era un tablou care îl reprezenta pe Goethe, știți, pe poetul Goethe, dar nu așa cum arătase el în realitate, deoarece de altfel nimeni nu mai știe acest lucru. A murit acum 100 de ani și iată că un oarecare pictor modern și l-a imaginat și l-a retușat după fantezia lui. Portretul acesta m-a făcut să mă supăr, pentru că mi-era nesuferit. Nu știu dacă mă înțelegeți. Înțeleg chiar foarte bine, n-ai nicio teamă. Continuă. Încă dinainte aveam păreri care se deosebeau de cele ale profesorului. La fel ca mai toți profesori, este și el un mare patriot, iar în timpul războiului a dat cu bravură o mână de ajutor la înșelarea oamenilor de rând, firește cu totală credință. Eu, în schimb, sunt un adversar al războiului. Ei, dar astea nu contează. Așadar, să trecem mai departe. Nu fusese neapărat nevoie să iau portretul acela în seamă. Nu trebuia să o fi făcut, așa e. Dar în primul rând îmi părea rău de Goethe, pentru că, să știți, eu îl îndrăgesc foarte, foarte mult. Și apoi m-am pomenit gândind sau simțind următorul lucru. Mă aflu la niște oameni pe care îi consideram asemănători cu mine, îmi spuneam că îl vor fi îndrăgind și ei pe Goethe, la fel ca mine, că și îl vor fi imaginând la fel ca mine, când iată-i ținând aici un asemenea tablou lipsit de bun gust, falsificat, edulcorat, pe care îl socotesc splendid, fără să bage de seamă că spiritul său este de-a dreptul opus spiritului lui Goethe. Ei cred că portretul este minunat și din partea mea n-au decât, dar toată încrederea mea în acești oameni, toată prietenia față de ei și toate sentimentele de înrudire și de comuniune cu ei s-au sfârșit. Oricum nu eram în fond prieteni prea apropiați. M-am înfuriat așadar și m-am întristat văzând și rămăsesem singur cu totul și că nu mă înțelegea nimeni. Pricepeți? Nimic mai simplu de priceput, Harry. Și pe urmă le-ai aruncat cu tabloul în cap? Nu, i-am insultat și mi-am luat tălpășița vrând să mă duc acasă, dar acasă nu era maică-ta, care să-l consoleze ori să-l dojenească pe băiețelul cel nătâng. Ei, Harry, aproape că îmi pare rău de tine. Ești un prostănac fără pereche. Desigur, aveam impresia că încep să înțeleg.
Îmi dădu să bea un pahar de vin. Într-adevăr, se purta cu mine ca o mamă, dar din când în când băgam de seamă cât de tânără și de frumoasă era. Deci, continuă ea, deci Goethe a murit acum 100 de ani, iar Harry îl îndrăgește foarte mult, făcându-și o imagine minunată despre el, despre felul cum putea să arate, Harry având tot dreptul să procedeze astfel, nu-i așa? Pictorul, în schimb, care și el un admirator entuziast al lui Goethe și și-a făcut la rândul lui o imagine despre poet, ei, el nu are dreptul să procedeze la fel, ca de altfel nici profesorul și, în general, nimeni altcineva, nimeni nu are acest drept, căci lucrul ăsta nu-i convine lui Harry. El nu poate suporta, el se vede nevoit să insulte și să-și ia tălpășița. De-ar fi un om inteligent, ar râde pur și simplu pe seama pictorului și a profesorului. De-ar fi nebun, le-ar da în cap cu Goethe ăla al lor. Dar, cum nu-i decât un copilandru, fuge acasă și vrea să se spânzure. Am înțeles foarte bine povestea ta, Harry. E o poveste cam caragioasă. Mă apucă râsul. Stai, nu bea așa de repede. Vinul de Burgundia se bea încet. Altfel te încinge prea tare. Dar pe tine trebuie să te dădăcească cineva pas cu pas, băiețașule. Mă privea severă și mustrătoare ca o guvernantă de 60 de ani. Da, da, am rugat-o eu mulțumit. Dădăciți-mă. Cum să te dădăcesc? Spuneți-mi tot ce vă place. Bine, am să-ți spun ceva. De oră mă auzi cum te tutuiesc, iar tu nu mă scoți din dumneavoastră. Mereu latinește și grecește, mereu complici lucrurile. Când o fată te tutuiește, iar ție nu ți-e silă de ea, atunci o tutuiești și tu. Iată așadar că ai mai învățat ceva. În al doilea rând, de o jumătate de oră știu că te cheamă Harry. Știu asta pentru că te-am întrebat. În schimb, tu nu vrei să știi cum mă cheamă. Ba da, aș vrea tare mult să știu. Prea târziu, puișor. Ai să mă poți întreba iarăși când o fi să ne mai vedem. Astăzi nu-ți mai spun. Așa, iar acum vreau să dansez. Cum ea schiță un gest ca și cum ar fi vrut să se ridice, buna dispoziție mi-a dispărut dintr-o dată. Mă cuprinse teama că va pleca și mă va lăsa ei singur, iar apoi totul va fi la fel ca mai înainte. Așa cum o durere de măseare vine dintr-o dată după ce dispăruse un timp, arzându-te din nou cajarul, la fel mă cuprinseră iarăși într-o clipită teama și spaima. Dumnezeule, cum de am putut uita ce mă aștepta? Se produsese oare vreo schimbare? Stai, am strigat eu, conjurând-o, nu plecați, să nu pleci. Firește că poți dansa cât vrei, dar să nu mă lași prea mult timp singur, să te întorci, să te întorci. Ea se sculă râzând. Mi-o imaginase mai înaltă, era suplă, dar nu înaltă. Am simțit din nou că mi-aduce aminte de cineva. Dar de cine? Nu puteam să-mi dau seama. Te întorci? Mă întorc, dar o să dureze puțin, Telo, jumătate de oră sau poate chiar o oră întreagă. Să-ți spun ceva. Închide ochii și dorm puțin. Ai nevoie de un pic de somn. I-am făcut loc și ea plecă. Rochița ei îmi atinse genunchiul. În mers, ea se privi într-o oglinjoară rotundă de buzunar, ridică sprâncenele, își șterse bărbia cu un mic pămătuf de pudră și dispăru în salonul de dans. M-am uitat în jurul meu. Chipuri necunoscute, bărbați care fumau, bere scursă, pe mesele de marmură, pretutindeni în strigăte și vociferări, alături muzica de dans. Îmi spusese că ar trebui să dorm. Ah, habar n-ai tu, scumpă copilă, ce somn am eu, mai sperios decât un iepure. Cum să dormi în mijlocul unui asemenea bâlci, stând la o masă printre cănile de bere cu capace clămpănitoare? Am mai luat o gură de vin, am scos din buzunar un trabuc privind în jurul meu după un chibrit, dar de fapt n-aveam niciun chef să fumez, așa că am pus trabucul dinaintea mea pe masă. Închide ochii, îmi spusese ea.
Dumnezeu știe de unde avea fata asta o asemenea voce, o voce puțin gravă, plăcută, maternă. Era o adevărată binefacere. Aflasem eu acum să dai ascultare unei asemenea voci. Am închis ochii supus, mi-am rezemat capul de perete, înconjurat de vuietul sutelor de zgomote, iar gândul că aș putea dormi acolo m-a făcut să zâmbesc. M-am hotărât să mă duc până la ușa salonului de dans și să arunc o privire înăuntru, căci trebuia să o văd dansând pe frumoasa mea fată. Dar abia când mi-am mișcat picioarele sub masă, mi-am dat seama că eram enorm de obosit după ceasurile de umblat prin oraș, așa încât am rămas pe loc. Și iată-mă dormind deja, ascultând de porunca maternă, dormeam cu nesat și plin de recunoștință, visând, limpede și frumos, cum de multă vreme nu mai visasem. Și iată ce vis am avut. Se făcea că așteptam așezat pe un scaun într-o anticameră de modă veche. Mai întâi nu știam decât că mă anunțasem în audiență la o personalitate. Mai pe urmă mi-am amintit că trebuia să mă primească însuși domnul Goethe. Din păcate, nu venisem la el într-o problemă personală, ci în calitate de corespondent al unei reviste, lucru care nu-mi plăcea deloc. Nu puteam să înțeleg de fel ce diavol mă vârâse într-o asemenea situație. Totodată un scorpion pe care tocmai îl zărisem și care încercase să se cațere pe piciorul meu îmi dădea o stare de neliniște. Mă apărasem scuturând micuța târătoare neagră de pe mine, dar acum nu știam pe unde se ascunde, așa că nu îndrăzneam să mai fac nicio mișcare. Pe deasupra nici nu eram foarte sigur dacă nu cumva din greșeală, în loc să fiu anunțat la Goethe, mi se acordase o audiență la Madison, pe care însă în visul meu îl confundam cu Bürger, considerând că poeziile adresate lui Molly i s-ar fi datorat lui. Dar pentru că veni vorba, aș fi dorit foarte mult să mă întâlnesc cu Molly, căci mi-o imaginam ca pe o ființă minunată, molatică, plină de muzicalitate vesperală. Ce păcat că trebuia să aștept acolo din însărcinarea unei redacții nesuferite. Proasta mea dispoziție creștea din ce în ce și se răsfrângea treptaș asupra lui Goethe, față de care, în momentul acela, aveam așa dintr-o dată tot felul de rețineri și reproșuri. Splendide perspective pentru audiență. Deși scorpionul era periculos și se ascundea probabil pe undeva prin apropiere, poate că totuși atât de rău nu era. Mi se părea chiar că ar putea să însemne și ceva bun. Mi se părea foarte posibil să aibă într-un fel de a face cu Molly, să fie un sol al ei sau animalul ei heraldic. Un animal heraldic frumos, periculos, care întruchipa feminitatea și păcatul, să fi fost oare exclus ca vietatea aceea să se fi numit Vulpius? Dar iată că un servitor deschise brusc ușa, eu m-am ridicat și am pășit înăuntru. Bătrânul Goethe stătea în picioare, scund și foarte țanțo și, după cum se cuvenea, pe pieptul acestui clasic strălucea o decorație importantă. Părea că guvernează în continuare, primind în audiență, exercitându-și de aici, din muzeul său de la Weimar, controlul asupra lumii, căci de îndată ce m-a zărit, a clătinat brusc din cap ca un corb bătrân și mi-a spus pe un ton solemn: „Așadar, voi, tinerii, nu sunteți prea de acord cu strădanile noastre?” Întocmai i-am răspuns, înghețând sub privirea lui ministerială: „Noi, tinerii, nu suntem de acord cu dumneavoastră, bătrâne domn, așa este, pentru noi, excelență, sunteți prea solemn și prea orgolios, prea încrezut și prea puțin sincer. Se pare că lucrul esențial, tocmai acesta este, că sunteți prea puțin sincer.” Mărunțelul bătrân își înclină capul rigid, iar gula lui cu buze aspre se schimonosi funcționărește, destinzându-se apoi într-un zâmbet discret și înviorându-se într-un mod încântător.